stimată doamnă ministra sănătății în Republicii Moldova, Ala Nimirenko, Excelență Yoichiro Yamada, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, stimate domnule Shigeru Sugiyama, reprezentant oficiu central Agenției Japoneze de Dezvoltare Internațională, stimați colegi, stimați reprezentanți al mass media. Este o plăcere să vă avem astăzi alături la ceremonie de transmitere oficială a echipamentelor medicale moderne pentru Institutul Mamei și Copilului. Acest eveniment este o bună ocazie de a aduce sincere mulțumiri partenerilor noștri de la Ministerul Sănătății, Agenția Japoneză de Dezvoltare Internațională, Ambasada Japoniei în Republica Moldova. Datorită eforturilor lor comune, a fost posibilă dotarea instituției noastre cu echipamente de ultima generație, care includ echipament de diagnostic ultrasonografic și gastroscopie video pentru sistemele endoscopice a instituției noastre. Acestea vor contribui substanțial la îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate oferite pacienților în Institutul Mamei și Copilului. În continuare, aș dori să ofer cuvântul Ministrului Sănătății Republicii Moldova, doamnei Ala Nimirenko. Bună ziua tuturor! Excelență, domnule ambasador, stimați reprezentanți veniți din oficiul din Ucraina, dar și din Tokyo al JICA, care este o agenție de cooperare japoneză internațională pentru dezvoltare și este un prieten foarte bun al Republicii Moldova, așa cum și guvernul Japoniei. Stimați colegi, toți cei care ați participat la acest proiect și stimați cetățeni, eu sunt bucuroasă astăzi să particip la unul din evenimentele de donare de echipament din partea JICA pentru Institutul Mamei și Copilului, care este în sumă de 285.000 de euro și include un set de echipamente foarte necesar în diagnosticarea și tratamentul maladiilor, copiilor, mămicilor lor, care sunt, de fapt, scopul principal al acestui institut și aș vrea să enumăr anume care. Sunt 4 ultrasonografii care au un scop diferit. Unul este general, altul este pentru problemele cardiace ale micuților, altul este dedicat investigațiilor mamografice și, desigur, patologiilor cerebrale, deci un ultrasonograf transcranian care ne va ajuta să diagnosticăm la timp problemele cerebrale ale micuților. De asemenea, vreau să subliniez că în acest set de echipamente mai fac parte și 4 gastroscoape care sunt ghidate cu capacitate video și sunt așteptate de colegii noștri aici la institut. Și tot acest lot donat de către JICA și, de fapt, este o donație venită din partea cetățenilor japonezi care s-au împărțit cu contribuțiile lor și cu noi în aceste timpuri de răstriște prin care trece Republica Moldova și aceste echipamente vin să susțină consolidarea capacităților sistemului de sănătate și ele sunt parte dintr-un proiect pe care l-am dezvoltat împreună la Ministerul Sănătății cu Ambasada Japoniei și mulțumesc pe această cale actualului ambasador, dar și ambasadorului precedent. Acest proiect a fost inițiat în 2022, a fost dedicat a 5 spitale importante din Chișinău. Acestea sunt Institutul Mamei și Copilului, este Institutul Oncologic, este Spitalul Clinic Republican, este Institutul de Medicină de Urgentă și Spitalul Municipal Sfânta Treime. În lotul de echipamente, în afară de acestea, mai sunt multe alte ultrasonografii dedicate acestor instituții, de asemenea un set foarte larg de diferite scoape, bronhoscoape, endoscoape, colonoscoape, gastroscoape, toate ghidate prin sistem video, care vor veni să îmbunătățească capacitățile de diagnosticare, dar și de tratament a instituțiilor, de asemenea aparate de hemodializă, defibrilatoare, brancarde,
mese de operații polifuncționale destul de moderne. Acest proiect, care spuneam a fost semnat acordul între deci Ministerul Sănătății și JICA în noiembrie 2022, aproape 2 ani în urmă, deci este un proiect în sumă de 1 miliard de ieni japonezi, circa 6 milioane de euro și, după cum spuneam, vine să capaciteze deci posibilitățile instituțiilor tehnice, posibilitățile tehnice ale instituțiilor noastre medicale. Eu nu o să obosesc să mă închin și să mulțumesc atât Guvernului Japoniei, cât și Agenției de Cooperare Japoneză de Dezvoltare, Cooperare Internațională și Dezvoltare, deci cetățenilor japonezi care au venit să susțină sistemul nostru medical, astfel ca să atingem acele standarde care sunt în Japonia și sunt un target de atins și pentru noi aici, în Republica Moldova, și recunoștința trebuie să rămână una din cele mai importante virtuți pe care le avem și să fim recunoscători prietenilor noștri care au venit într-adevăr să susțină dezvoltarea sistemului nostru medical. Vreau să doresc succes colegilor noștri de aici, de institut, dar și din alte instituții, să utilizeze cu succes și în beneficiu pacienților mari și mici din Republica Moldova, să transmitem de asemenea dumnealor cine de fapt stau, cine sunt prietenii care stau în spatele acestor echipamente performante aduse aici în Republica Moldova și rămânem în speranța unor noi proiecte pe care le vom dezvolta în continuare, astfel ca prietenia între poporul moldav și japonez să fie și mai strânsă. Mulțumesc și tuturora vă dorim succes! Stimată doamnă ministru, mulțumesc foarte mult pentru eforturile Ministerului Sănătății și dumneavoastră personal în realizarea acestui proiect, dar și tuturor proiectelor care au fost realizate în Institutul Mamei și Copilului ultimul timp. Asta și rezonanța magnetică nucleară, care în timpul proiectului apropiat o să fie deschisă și secție de reanimație pentru femei și secție de gastroenterologie și multe alte secții care la moment sunt în renovare. În continuare, mulți stimați colegi, aș dori să ofer cuvântul excelenței sale ambasadorului Yoichiro Yakumura, ambasador extraordinar și plen potențiar al Japoniei în Republica Moldova. Mr. Ambassador, you're welcome. Уважаемая госпожа министр Немиренко, уважаемые сотрудники Института матери и ребенка, уважаемые представители JICA, я рад видеть, что сегодня были доставлены 4 ультразвуковых диагностических аппарата и 2 видеогастроскопа для существующих эндоскопических систем и еще 18 типов медицинских оборудований для этой больницы. В 2022 году, когда большая волна беженцев пересекла границу с Украиной, японское правительство осознало сложности, с которыми столкнулась система здравоохранения Молдовы. Японское агентство международного сотрудничества JICA, ответственное за международную помощь, отправило команды экспертов для выявления потребностей. На основе их отчетов японское правительство решило предоставить 5
медицинским учреждениям в Кишиневе современные медицинские аппараты. В 2022 году врачи и медсестры по всему миру были перегружены, стараясь справиться с COVID, работая круглосуточно в течение последних двух лет. После этого Республика Молдова столкнулась с еще одной трудностью, вызванной внезапным потоком беженцев. В результате кризиса существующее медицинское оборудование было перегружено. Вопрос о необходимости нового оборудования был обсужден и признан. Я надеюсь, что доставленные сегодня аппараты помогут медицине Молдовы в будущем. В моей жизни я провел несколько месяцев в больницах, в том числе за границей. Я сомневаюсь, что смог бы быть таким здоровым и активным без хорошей медицинской помощи от специалистов. В такие моменты я снова думаю о преданности и жертвах, которые медики приносят, чтобы лечить больных и спасать жизни. Я хочу поблагодарить их. Кроме того, моя жена работала акушеркой, и мне хорошо известна работа, которая ведется в этом медицинском центре. Две недели тому назад платформа партнерства для Молдовы выразила солидарность и поддержку Молдове. Мы, японское правительство, считаем, что реформы и действия, которые молдавские власти начали с 2020 года, были правильными и необходимыми. Критикам легко говорить, оглядываясь назад, что власти допустили ошибки и могли бы действовать по-другому. Но никакие усилия не обходятся без ошибок или недостатков. Кризис похож на ситуацию, когда человек идет по темной улице с множеством ям. Ошибки неизбежны. Важно, чтобы правительство и народ действовали искренне. В 2022 году Япония осознала серьезность кризиса в Молдове, и добрые намерения ее правительства и народа. Поэтому мы приняли решение оказать помощь. Европейский Союз, Соединенные Штаты, Швейцария и другие партнеры поступили так же. Я сомневаюсь, что мы отреагировали бы на кризис в Молдове с тем же энтузиазмом, если бы ее правительство контролировали олигархи, которые несколько лет назад украли большие суммы денег из страны. Япония уже много лет является партнером Республики Молдова в области медицины и здравоохранения. Японское правительство гордится сотрудничеством с госпожой министром Немиренко и ее командой и будет продолжать поддерживать Молдову на пути к членству в Европейском Союзе. Мы верим, что членство в Европейском Союзе принесет хорошее управление, здоровье и счастье.
честным и трудолюбивым людям этой страны. Желаю вам всего наилучшего. Спасибо за ваше внимание. Як член цієї очіра Ямада, амбасадор Японії в Республіці Молдова, мулцмес фарті мулт пентру реалізарі ачестуй проєкт, пентру солідарітатя карі ац демонстрат думнястрі ультимі ань ку колективу інституту маміші копілуй, ку медичі карі лукрязе ін ачест інститут. Pentru proiectele care au fost realizate și până anul 2022, în 2019, cu ajutorul Ambasadei Japoniei în Republica Moldova, a fost deschis centru de referință în colposcopie, care a fost dotat cu echipament contemporan pentru screening-a cancerului colului uterin, subdiviziunea cu care noi ne mândrim în institut, dar sunt sigur și Ministerul Sănătății mândrește de această subdiviziune. Mulțumesc foarte mult, vă dorim succese și multă, multă sănătate. Stimați colegi, în continuare aș dori să ofer cuvântul și domnului Shigeru Sugiyama, reprezentant oficiu central Agenției Japoneze de Dezvoltare Internațională. Honorable Minister for Health of Moldova and Honorable Japanese Ambassador to Moldova and Director of Mother and Child Hospital, dignitaries and ladies and gentlemen, on behalf of JICA, I am so pleased to be here to celebrate this happy moment. This handover of medical equipment, which has already been fully explained by dignitaries, to Mother and Child Hospital is part of Japan's grant aid project titled Program for Strengthening Medical System in Moldova, which was initiated last year. So under this project, the government of Japan has selected five major public medical institutes who are actively conducting the top level medical services here in Chisinau, and also those which are providing the general services for Ukrainian people who are temporarily living in your country. So taking this opportunity, we'd like to express your very warm and kind hospitality to Ukrainian people. So looking back, the JICA has signed the grant agreement the November of 2022. Just within 2 years, we are pleased to see the delivery of the most of the equipment. This is extraordinarily the fast speed in the past JICA's experiences. This could happen because of the quite efficient work by the procurement agent, Crown agent, and also we have received a lot of support by the medical, the mother and the child hospital in preparation for necessary all documentation and the securing the places, etc. We are really thankful to the hospital for such an effort. And so the equipment were delivered on time or ahead of the schedule, except for the case that some of the equipment delayed due to the unforeseen the shortage of the semiconductor product. But thanks to the manufacturer, the such products will also be arriving in this hospital within 2 months. So within this year, we'll be able to deliver all the equipment, and all the equipment will be operationalized very soon. Now, we are
actually completing the procurement, installation, and the training of the equipment. Now the stage is shifting to the utilization. JICA fully rely on the mother and child hospital to make a good usage of these equipment and to provide mother and the child quality treatment and services, including the Ukrainian people. So thank you very much. Stimate domnule Shigeru Sugiyama, mulțumesc foarte mult din partea colectivului Institutul Mamei și Copilului pentru realizarea acestui proiect. Noi am avut pe parcursul ultimilor ani mai multe proiecte cu Agenția Japoneză de Dezvoltare Internațională. Primele proiecte au fost încă în anii 90 secolului trecut. Cu ajutorul poporului japonez, multe secții, multe săli de operații, săli de terapie intensivă pentru femei, pentru nou-născuți, au fost echipate cu ajutorul Agenției de Dezvoltare Internațională. Pentru realizarea acestor proiecte, din partea colectivului, din partea pacienților, sincere mulțumiri, vă dorim sănătate și succese în viitor. Onorată asistență, stimați invitați, prin această ceremonie de astăzi dorim să exprimăm recunoștința noastră profundă față de toți cei implicați în acest proiect vital. Este un pas înainte în direcția asigurării unui standard ridicat de îngrijire medicală, accesibil pacienților din întreaga țară. Aceste echipamente moderne, în valoare de 285.000 de euro, inclusiv 5 sisteme endoscopice avansate și 4 aparate de ultrasunete de înaltă precizie, ne vor permite să îmbunătățim semnificativ diagnosticul și tratamentul pacienților. În încheiere, aș dori să reiterez aprecierea noastră sinceră pentru sprijinul neîncetat al Ministerului Sănătății, Ambasadei Japoniei în Republica Moldova și Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională. Contribuția dumneavoastră la acest proiect nu doar că îmbunătățește capacitatea noastră de a servi comunitatea, dar și întărește legăturile de colaborare dintre toți parteneri acestui proiect. Vă mulțumim pentru prezență și pentru susținerea continuă. Arigato gozaimasu! Și dacă o să-mi permiteți să închei evenimentul, eu aș vrea să utilizez această tribună pentru a-i mulțumi Excelenței domnului ambasador pentru un mesaj atât de clar, franc, onest, în care lucrurile au fost spuse foarte direct. Vă mulțumesc foarte mult, nu doar pentru susținerea tehnică, deci bănească, care o acordați țării noastre, dar pentru susținerea parcursului nostru politic ulterior și vreau pe această cale să aduc aminte tuturor cetățenilor noștri ce exercițiu important avem a trece pe 20 octombrie, să se cunoască cine sunt prietenii noștri, cine ajută Republica Moldova în aceste timpuri destul de complicate, cu un război fraternicid alături și cel mai important este să votăm corect pentru un viitor cu o bună stare, așa cum este în Japonia, cum este în țările Uniunii Europene, cum este în Statele Unite, țările care au fost pe această durată prietenii noștri cei mai buni și ne-au ajutat. Deci, viitorul țării este în mâna cetățenilor noștri și eu sunt absolut sigură că ei vor vota toți, vor vota ferm pentru un viitor al Republicii Moldova în comunitatea țărilor Uniunii Europene. Deci vă mulțumesc, domnule ambasador, nu doar pentru aceste echipamente, dar pentru mesajul dumneavoastră, care este destul de încurajator. Vă mulțumim foarte mult! Thank you.